întâlnirea cu mărturisitorii vrânceni din temnițele comuniste. Ca orice întâlnire unde vorbim despre cei care au mărturisit despre Hristos, o să începem acest moment cu o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vilean. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luați loc. Ne pregătim de un maraton care va dura 3 ore. Începem cu această ediție o serie de simpozioane. Este pentru prima dată, în primul rând, la Otopești, când încercăm și noi lumea asta de la țară, departe de București și centrele universitare, să organizăm o întâlnire între ghilimele academică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o să vorbim cu un anumit vocabular și o să ne înscriem într-un anumit timp. Așa cum scrie și pe afișul pe care l-ați văzut la intrare, titlul acestui simpozion este Mărturisitori vrânceni în temnițele comuniste. De ce acest simpozion sau pentru ce? E o întrebare retorică. Știți toți, vedeți toți pe toate canalele de știri, mocirla, jungla în care trăim, deslânați de trecut, desfigurați în prezent și nepregătiți pentru viitor. Și acest lucru se datorează unui singur fapt. Nu mai știm de unde venim. Și când nu știm de unde venim, nu știm unde mergem. De aceea, Casa de Cultură din Odobești, cu sprijinul liceilor din localitate și a bisericii locale, Prătoria Focșan, cele două prătoierii, Părintele Valeriu Balica și Părintele Oscar Frunză, și cu Prătoieria Panciu, speță Părintele Vasile Dabija, ne-am gândit să reconsiderăm, să reconstituim lumea de ieri pe înțelesul lumei de azi. A fost o epocă, dragilor, pe care unii dintre dumneavoastră cu părul mai alb și mai mult sau mai puțin o cunosc mai bine, când în România, în anii 50-60 din secolul trecut, oamenii de valoare, elita societății, învățătorii, țăranii satului, țăranii adevărați, învățătorii, medicii, profesorii, preoții, inginerii, erau în pușcării. Și în locul lor au venit mancurții și au distrus România. Dacă după 25 de ani de la lovitura de stat din decembrie 1989 ne găsim aici, sclavii Europei, căpșunari și femei de serviciu, se datorează mancurților care au desfigurat România. Vom organiza 5 simpozioane dacă Dumnezeu ne ține în viață. În 2014 va fi despre monași, pentru că au fost în linia întâi, și preoții de mir. La anul va fi despre învățători, pentru că în învățătorii și preoții, la învățători, includem și profesorii, erau și ar trebui să fie lumina satului. Ei bine, regimul antedecembrist și neocomunist au distrus preoții și învățătorii. Al treilea simpozion va fi despre luptătorii anticomuniști din Munții Vrancei. Al patrulea, despre cei după Valea Râmnicului. Dar înainte de a trece la program și a vă vorbi, vreau să vă prezint acest program și invitații. Primul conferențiar la simpozion este Părintele Vasile Dabija și ne va prezenta figura luminoasă, să spunem, monacului care a înveșnicit Vrancea prin demnitatea de care a dat dovadă.
Este vorba despre părintele Evgenie Hulea de la Mușinoaiele. După părintele Davija, va vorbi domnul Florin Micu despre întâlnirea domniei sale în anii căutărilor studenției undeva într-o casă mică și frumoasă la Mănăstirea Rogoz, întâlnirea cu Paulin Leca și universul fabulos al personajelor sale dostoievskiene. Vom face o pauză de cafea și ceai și pentru cei care nu rezistă afară la o țigară. Vom ieși pe hol, ne vom mai ieși, vom mai ieși încăperea și vom reveni la etapa a doua simpozionului despre preoții de mir. Aici, unul dintre cunoscători, pentru că a vorbit și a prezentat la televiziune figuri marcante, este părintele Sergiu Matei. Însă, vreau să spun de acum, ar fi trebuit să-l invităm, și e vina mea că nu l-am invitat, pe părintele Ionelene, pentru că părintele Ionelene a scris, în colaborare cu domnul Ivan, a scris prima și singura deocamdată lucrare despre preoții și călugării întemnițați în regimul comunist. Eu voi completa partea a doua a simpozionului cu o prezentare a experimentului Sihastru. Este vorba despre o mănăstire de pe Valea Siretului, unde regimul comunist a experimentat metoda pe care o a aplicat din 1959, când au desfigurat și desfințat monahismul. În ultima parte, după o pauză de cafea, vom vorbi despre singurul episcop brâncean. Avem și noi un episcop, am avut. Acum este în lumea treților. Se numea Benedict Ghiuș. Benedict Ghiuș din Pufești. Avem străzi, am văzut că Focșaniu s-a umplut de falusuri în toate intersecțiile, dar nu avem o statuie a lui Benedict Ghiuș, nici măcar o stradă. E bine, noi, prin intermediul mass media, vom transmite acest mesaj mai marilor vremii, vremurilor, că e bine, că ar fi bine să înveșnicim numele părintelui Benedict Ghiuș, pentru că la ultimul moment constat că în cea mai recentă publicație editată de Academia Română, în colaborare cu Patriarhia și cu sprijinul în mod fericit al înalt preasfințitului Ciprian, în această carte de 1000 de pagini, Vrancea nu prea există, însă avem pe părintele Benedict Ghiuș o pagină din 1000. E ceva. E ceva mult. E și cu fotografii. Acestea fiind spuse, am vorbit cam mult pentru introducere, dau cuvântul părintelui Vasile Davija, care în copilăria preacogeniciei sale a auzit poveștile despre părintele frumoase, despre părintele Evgenie, s-a întâlnit fizic cu persoane care l-au cunoscut pe părintele Evgenie, dar las mai bine pe părintele să vorbească, pentru că știe mai bine decât toți cum a fost sau cum încercăm să recuperăm posteritatea duhovnicească a celui pe care unii l-au numit Sfântul Brancei. Părinte Vasile Davija, bine ați venit la Odobești, prima conferință a dumneavoastră la Odobești, sperăm, nu și ultima, să faceți un început bun și să luminăm, să elucidăm întrucâtva deceniile întunecate ale veacului trecut. Bine ați venit la Odobești. Mulțumesc pentru invitație. Înainte de toate, vreau să vă împărtășesc un gând al înalt preasfințitului Părinte Ciprian, care apreciază această activitate pe care o a inițiat-o domnul Muscă și consideră că toate evocările care se vor face aici, cele menționate de domnul Muscă, vor constitui un câștig pentru fiecare dintre noi și pentru participanți și pentru cei cărora le vom împărtăși gândurile și în același timp ceea ce vom discuta noi astăzi va constitui și, să zicem așa, o restituire a adevărului pe care îl datorăm
în memoriei celor care s-au oferit pe ei înșiși jertfă lui Dumnezeu pentru neamul românesc mult încercat. Și în al preasfințitul, ieri m-a delegat ca să vă transmit, să vă împărtășesc arhiereștile binecuvântări. Legat de Părintele Evgenie Hulea, într-adevăr, îmi vine mereu în minte cuvântul acesta, sfințenie, asociat cu mărturisire, cu mărturisitor. Perioada pascală de anul acesta a constituit atât pentru mine, cât și pentru domnul Muscă și, bineînțeles, pentru cei de la Mănăstirea Mășunoaiene, o perioadă de intense trăiri duhovnicești. Niciodată nu m-am îndoit atunci când a fost vorba de Părintele Evgenie Hulea, de faptul că viața sa monahală a rezonat cu Dumnezeu și cu raiul pe care Părintele Evgenie și l-a dorit dintr-un început, mai ales atunci când a ales viața monahală. Părintele Evgenie s-a născut în anul 1906, pe 17 ianuarie, în localitatea Poiana, din județul Galați. Și a ales de tânăr să intre în mănăstire. A ales mănăstirea Sihastru. Și după o scurtă perioadă a venit la Schitul Mășunoaiene. Zic că a venit pentru că eu sunt din zonă și din comuna Fitionești, care aparține Schitul Mășunoaiene, acum Mănăstirea Mășunoaiene. Și prin toate ostenelile sale a reușit să refacă și să înflorească, dacă putem spune așa, schitul care suferise, fie din cauza Primului Război Mondial, fie din motivul că nu erau destui viețuitori, și în anul 1935, la numai 29 de ani, a fost hirotonit preot, ieromonah. Nu știm, nu avem multe detalii documentare, să zicem, despre viața, despre pregătirea teologică a Părintelui Evgenie. Dar avem mărturiile celor care l-au cunoscut și există destule persoane încă în viață dintre cei care l-au cunoscut și care au putut să contureze cumva personalitatea, figura Părintelui Evgenie. Ceea ce
au reținut toți a fost faptul că Părintele Evgenie, acolo la Moșonoaiele, s-a comportat ca un adevărat stareț. Chiar dacă termenul acesta, cuvântul acesta, stareț, desemnează un bătrân prin etimologie, bătrânețea fiind asociată cu înțelepciunea, cu sfatul cel bun, autorizat, totuși Părintele Evgenie, tânăr fiind, ați văzut acolo o imagine în care Părintele Evgenie este îmbrăcat în veșminte. Aceea este făcută în 1938. Tânăr fiind, era un bun sfătuitor, era un stareț destoinic cu autoritate în lumea monahală din zona noastră. Numai că au venit vremurile prigoanei comuniste. Vremuri care și-au arătat amprenta așa și în zona noastră, și Părintele Evgenie la un moment dat s-a numărat în rândul celor care au fost anchetați, fiind arestat în anul 1949. Și în anul 1950 a fost condamnat, și motivul condamnării a fost acela că ar fi dat de mâncare soldaților germani care erau în retragere și care mai ajunseseră, unii ajunseseră și prin zona mănăstirii Schitului Moșonoaiele. Nu cred că ne trebuie să explicăm cumva gestul Părintelui Evgenie, care era unul creștinesc și bineînțeles că era făcut în virtutea bunătății, a bonomiei sale. Că întrebându-i pe consătenii mei mai în vârstă, care l-au cunoscut, ce fel de om era Părintele Evgenie, toți îmi spuneau că era un om foarte bun, nu vorbea mult, însă vorbea blând, venea din când în când prin comună, prin sat, prin sate, pentru a strânge alimente pentru iarnă, și cu ocazia aceasta oamenii îl cunoșteau mai bine. De asemenea, unii povestesc că, având pământ la pădure, cosire, sau unii aveau pământ arabil acolo în apropierea pădurii, era obiceiul ca oamenii să plece pentru o săptămână, când aveau de prășit, de recoltat. Se duceau cu căruța și stăteau acolo, își făceau o colibă la bucată, cum spuneau ei, și din când în când rămâneau fără alimente. Și singura scăpare era să meargă la mănăstire,
la Schit, la părintele Evgenie, care le dădea din belșug, din ceea ce avea, pentru că aveau și animale. Spuneau că acolo era laptele cel mai bun și chiar și mămăliga cea mai bună. Cum să nu hrănească sau să miluiască părintele Evgenie niște soldați germani care erau înfometați și care cereau milă. Legat de aspectul acesta, și cântărețul meu îmi spunea că soldații veneau din Rusia, erau îmbrăcați civil și ajungând în sat căutau de mâncare. Și atât bun simț aveau soldații germani, încât în schimbul unui blid de mâncare căutau să-l ajute pe om cu ceva. Și îmi zice cântărețul, uitați scările alea de la casă, de la mine, le-am turnat în 2 zile cu nemți, cu soldați germani, la care au cerut ceva de mâncare și s-au oferit să ne ajute și după aceea ne-au întrebat Ungaria, unde e Ungaria, și ei au arătat în partea aceea. Ei, așa au trecut și pe la părintele Evgenie. Dar acesta a fost un motiv adăugat altor motive pe care le aveau comuniștii, și anume acelea că părintele Evgenie menținea legătura cu cei care nu cedaseră comunismului. Era vorba de partizanii din Munții Vrancei, Ion Paragină, licențiat în litere și filosofie, și fratele său, alături de alți 20, dacă nu mă înșel, de colegi, care stabiliseră 2 puncte legătură, 2 puncte de legătură pentru a obține hrană și anumite informații. Un punct la mănăstirea Braz, unde era stareț părintele Teodosie Filimon, și un alt punct la mănăstirea Moșunoaiele, unde era stareț părintele Evgenie Hulea. Și aspectul acesta nu a rămas tăinuit multă vreme, și în momentul în care s-a aflat, starețul Teodosie Filimon de la Braz a fost nevoit pentru câteva zile să doarmă într-un tufiș, să nu stea în chelie, pentru că se temea să nu fie arestat, și dormea într-un tufiș în curtea mănăstirii, și după aceea a trebuit să plece și el în munți. Iar părintele Evgenie n-a ales să fugă, ci a ales să-i înfrunte pe cei care căutau orice motiv pentru a-l aresta. Și bineînțeles că a fost arestat, a fost condamnat la 8 ani de închisoare, a fost întemnițat, a fost dus și la canal, și dacă din temniță nu avem așa multe mărturii, de la canal avem o mărturie, aș zice eu, autorizată, a părintelui Roman Braga.
Părintele Roman Braga mărturisește că două persoane l-au influențat foarte mult în viața și în alegerea lui duhovnicească. Părintele Benedict Ghiuș și Părintele Evgenie Hulea de la Moșunoaiele. La București, Părintele Roman Braga se mărturisea la Părintele Benedict Ghiuș. La Canal, zice Roman Braga, acolo l-am avut duhovnic pe Evgenie Hulea de la Schitul Moșunoaiele. Zice, era un om simplu. Dar ce om simplu, adaugă într-un interviu Părintele Roman Braga. Zice, ce om simplu? Știa scara, pe de rost scara Sfântului Ioan Scăraru. Și zice, nu avea lecturi, dar cita foarte mult din Sfinții Părinți. Avea o memorie extraordinară. Ceea ce m-a impresionat pe mine, auzind de acest amănunt, a fost faptul că un călugăr tânăr cu foarte multe probleme administrative a trebuit să facă biserică. Deci în anii 40 a construit o biserică de zid la Moșunoaiele, pentru că cealaltă veche nu mai putea fi folosită. Și cu toate acestea, în ciuda vremurilor de prigoană, tulburi, Părintele Evgenie știa scara Sfântului Ioan Scăraru. Putea să știe pe din afară altceva. Putea să știe pe din afară pilde. Dar scara Sfântului Ioan Scăraru este o lucrare destul de dificilă. Este adresată, ce-i drept, mai mult monahilor, dar scara Sfântului Ioan Scăraru are ca obiectiv desăvârșirea. Și am fost deosebit de încântat aflând de faptul că Părintele Evgenie Hulea era atât de interesat de săvârșire, încât învățase pe din afară scara Sfântului Ioan Scăraru. Chiar am căutat să revăd lucrarea, cartea, scara Sfântului Ioan Scăraru, și încercam cumva să o fac prin ochii Părintelui Evgenie. Și mi s-a părut destul de greu ca să pot reține fragmente din această lucrare. Ori, bineînțeles, nu ne putem compara. Părintele Evgenie, după cum spunea Părintele Roman Braga, avea o memorie extraordinară, dar vedeți, important este dorul acesta pentru desăvârșire. Și în vârful scării Sfântului Ioan Scăraru, că e o scară a virtuților, în vârful scării se află dragostea, iubirea. Ori așa se explică chipul și purtarea Părintelui Evgenie. Că iradia bunătate, dragoste. Spunea Părintele Roman Braga și fac referire la mărturia Părintelui, pentru că este o autoritate, reprezintă o autoritate pentru noi,
spunea că acolo la canal veneau la părintele Evgenie și preoți și călugări romano-catolici ca să-l asculte și să primească sfat. Și apoi tot acest părinte, Roman Braga, spune că lui, adică părintele Evgenie, îi datorez hotărârea mea de a mă călugări. Și iată ce mai spune Roman Braga. Deci el m-a influențat cel mai mult, adică părintele Evgenie. La un moment dat mi-a spus să știi că Dumnezeu te-a adus în închisoare pentru un anumit scop. Ca orice om, atunci când am ajuns în închisoare, m-am întrebat și eu, în anumite momente grele, de ce, Doamne? De ce eu? Eram și eu ca tâlharul din stânga crucii, care întreba, de ce eu să sufăr și alții nu? Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, fă ceva. Dar Dumnezeu mi-a scos în cale niște oameni care m-au lămurit că Dumnezeu m-a adus acolo pentru un anumit rost. Iar rostul acesta mi l-am lămurit în timpul celei de-a doua încarcerări, că a fost închis de două ori părintele Roman Braga. Deci niște oameni, n-au fost mulți, îi menționează părintele Roman Braga pe părintele Benedict Ghiuș și pe părintele Evgenie Hulea. Multă vreme a trecut de la trecerea la cele veșnice a părintelui Evgenie Hulea. Deci din anul 1962, 23 octombrie, până acum. De ce zic până acum? Până anul acesta? Pentru că aduși aici unde șar. Anul acesta a rânduit Dumnezeu și cu siguranță prin mijlocirea părintelui Evgenie ca osemintele sale care au fost în 1962 din 1962 în parohia în curtea bisericii de la Pufești să fie readuse la schitul, la mănăstirea Mușunoaiele. Trebuie să spun că părintele Evgenie, după ce a revenit din închisoare, nu a mai putut să fie stares, n-a mai avut dreptul, stares fiind părintele Isaac Borș. Dar mi-au spus cei care din sat, care știau oarecum viața mănăstirii, că adevăratul conducător era tot părintele Evgenie. Bineînțeles, adevăratul stareț, adevăratul duhovnic al mănăstirii. În 1959 știm cu toții că foarte multe mănăstiri au fost desființate prin decretul acela. Și a fost desființat și schitul Mușunoaiele. Părintele Evgenie a fost alungat din mănăstire. Spun alungat pentru că așa s-au și petrecut lucrurile la propriu. Nu i s-a dat timp să să se pregătească sau să ia cu sine cine știe ce lucruri. Pur și simplu
părintele Evgenie și cu părintele Isaac Borș, au fost alungați din mănăstire. Oamenii își amintesc cum au plecat de acolo. Nu știm ce a fost în mintea sau în sufletul părintului Evgenie la plecare. Poate că atunci când a ieșit din mănăstire va fi făcut o metanie mare și s-a lăsat în grija lui Dumnezeu, care îi rânduiește omului întotdeauna un loc cu un rost anume, așa cum îi învăța el pe alții. Își amintesc oamenii cum a plecat părintele Evgenie, însoțit de părintele Isaac Borș. Unii își amintesc și de un eveniment, de un moment în care ei au ales să petreacă noaptea, pentru că i-a prins noaptea, în pridvorul bisericii de la Mănăstioara. La Mănăstioara există o biserică veche din secolul XVII, monument istoric, și are un pridvor așa de lemn, și acolo s-au culcat sub scară, iar noaptea cel care se ocupa din partea miliției de ei și însoțit de niște tineri zeloși din Mănăstioara, i-au bătut ca să nu rămână acolo. Nu vreau să vă spun ce s-a întâmplat cu cei care au participat acolo, pentru că cei care săvârșesc asemenea lucruri își atrag singuri blestem de la Dumnezeu. Și au plecat. S-au oprit în localitatea Pufești. Nu știm sigur de ce au ales Pufești. Putea părintele Evgenie să meargă în zona Galațiului, la Poiana. Dar poate că s-a gândit, pe de o parte, să nu creeze greutăți rudenilor și, pe de altă parte, s-a gândit, poate, că ar fi bine să stea cât de cât aproape de locul pe care și l-a ales ca să-și dobândească mântuirea, să ajungă la desăvârșire. Desăvârșirea pe care o văzuse, o cunoscuse în scara Sfântului Ioan Scăraru. Și acolo, la Pufești, s-au bucurat de mila unui sătean, care le-a dat un colț așa de grădină lângă gară și acolo oamenii le-au făcut o căsuță din două camere, dar dimensiunile erau foarte mici. Deci fiecare cameră era cât o chiliuță. Așa. Și acolo au viețuit cei doi, părintele Evgenie și părintele Isaac Borș, până în 1962, până în 23 octombrie, când a trecut la cele veșnice părintele Evgenie. Acolo părintele Evgenie, pentru puțin timp, a fost vorba doar de vreo 2 ani și jumătate, 3 ani, părintele și-a continuat rânduiala sa monahală. Era deosebit de comunitate.
nu avea voie să ia legătura cu, cu oamenii, era urmărit. Pe ascuns, așa, mi-au spus niște credincioși de la Pufești că mai mărturisea câteva persoane, dar în rest ducea acolo viață călugărească, de pusnic. Și îmi imaginez că a ales părintele Evgenie să stea acolo, lângă gară, pentru a-l trezi fiecare tren care trecea noaptea, cu bucuria că fiecare trezire era un prilej de o nouă rugăciune, de a-și face pravila. Pentru că putea să meargă undeva în pădure, la liniște. Dar iată că a preferat să rămână acolo, aproape de gară, unde în mod inevitabil orice tren te trezea din somn. Acolo la Pufești pot aprecia atitudinea părintelui Lazar, care în ciuda faptului că părintele Evgenie nu avea voie să slujească, părintele Lazar colabora cu părintele Evgenie și cu siguranță îl ajuta să se împărtășească la vremea potrivită și îi permitea părintele Lazar să citească la strană Cazania. Ei, un lucru interesant, deosebit, a fost acela pe care l-am aflat de la un călugăr din zona aceea, care a făcut și el închisoare, a fost prigonit, că părintele Evgenie, când citea Cazania, la un moment dat vorbea de la sine, predica de acolo, ca din Cazanie. Și în felul acesta el transmitea oamenilor și mesajul său de duhovnic, de preot, nefiind totuși la amvon. Deci, oamenii aveau impresia că el citește din Cazanie, dar spunea de la sine. Le predica de acolo cu ochii în Cazanie. Cum era părintele Evgenie? I-am întrebat pe cei de acolo, de la Pufești. Pentru că foarte, foarte important este să știm, așa am zis eu, că era foarte, foarte important să știm cum era părintele Evgenie la sfârșitul vieții sale. Știți că spune Sfântul Apostol Pavel: luați aminte la mai mari voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cum și-au încheiat viața și le urmați credința. Deci, felul în care un om își încheie viața vorbește de la sine. Și de aceea există și o carte, le spuneam unor credincioși, Cum mor cuvioșii. Foarte interesant. Cum mor cuvioșii. Și așa voiam să știu și eu cum a murit cuviosul părintele Evgenie, cum și-a încheiat viața. Și mi-au spus că era ca un sfânt, ce cu barba albă, deci la o vârstă la care barba nu prea este albă de obicei, dar era cu barba albă și nu prea ridica privirea din pământ,
era foarte blând și sfătuia foarte frumos. Pe de altă parte, revin la părintele Roman Braga, cel care l-a cunoscut ca pe un duhovnic și ca pe o persoană care i-a înrăurit, i-a schimbat viața. Roman Braga zice despre părintele Evgenie că era o figură de pateric. Și aspectul acesta, amănuntul acesta, m-a făcut pe mine să am încredere și mai mare în vrednicia părintelui Evgenie ca slujitor al lui Dumnezeu. Domnul director Muscă a menționat faptul că din copilărie îl cunosc pe părintele Evgenie. E adevărat, parțial adevărat, din copilărie. În mod inexplicabil, la un moment dat, copil fiind, a început să mă preocupe personalitatea părintelui Evgenie. Găsisem o fotografie aceea, care a fost imaginea aceea de mai înainte, și l-am întrebat pe tatăl meu, care este preot pensionar, cine este. Mi-a spus cine este. După aceea am aflat multe amănunte de la sanitarul din sat de la noi, care este un om deosebit de preocupat pentru istorie și pentru a descoperi aspecte legate de istoria localității și nu numai a localității noastre, și care îl cunoscuse pe părintele Evgenie. Și apoi tatăl meu a adus, tot așa cu foarte mulți ani în urmă, a adus de la un credincios de acasă o cruce, da, o cruce din lemn cu filigran, cu elemente metalice, da, și cu un mâner așa metalic, pe care scrie schitul Moșonoaiele, 1906, Constantin și Elena, donator. De aceea am zis atunci la Moșonoaiele că iată o cruce donată de Constantin și Elena. Da, și menționam faptul că iată, crucea are menirea de a fi redescoperită. Pentru că acea cruce am identificat-o eu în interesul meu de a-l cunoaște mai mult pe părintele Evgenie, am identificat-o în mâna părintelui Evgenie. Și pentru foarte multă vreme, până acum, am ținut secret lucrul acesta. Imaginea, era să spun icoana părintele Evgenie, cu lângă cruce. Și pentru că la începutul anului 2014 s-au petrecut așa niște, au concurat niște elemente care toate duceau la dorința ca părintele Evgenie să fie strămutat de la Pufești la Moșonoaiele, am prins curaj
și ne-am interesat să vedem cum putem duce la îndeplinire această dorință. Și elementele care au concurat, de fapt, au fost niște persoane, am spune noi, în același timp, pe de o parte și dorința mea mai veche și interesul meu, pe de altă parte domnul Muscă, dânsul și scrisese câteva articole în ziarul de Vrancea cu ani în urmă, și Felix Pătrășcan, care este din Fitionești, din comună, și am crescut împreună. Și el mă sună la un moment dat, după ce deja ne gândisem la anumite aspecte legate de sfumare, mă sună și spune: ce putem face cu părintele Evghenie? Că am căutat pe internet și foarte multe detalii așa despre, informații despre părintele Evghenie. Și știind că este din de la Schitul Moșonoaiele și că într-un fel eram consăteni, compatrioți, a spus să facem ceva, pentru că, zice, dacă e vorba de cheltuieli, noi suportăm toate cheltuielile. Și lucrul acesta ne-a făcut să urgentăm cumva acest demers, și ne-am întâlnit, a venit la mine și a spus: haideți, să era în postul mare, cumva cât mai repede. Și zic: nu putem în post, că trebuie să-i cântăm Hristos a înviat și mai bine ar fi după post. Și atunci zice: după post 10 mai, ca să nu fie așa în Duminica Tomii, următoarea, să zicem, pe 10 mai. Bun, l-am anunțat pe domnul Muscă, pe părintele Cleopa: haide să ne organizăm. După câteva zile sună Felix Pătrean și spune că nu mai putem pe 10 mai, nu putem să venim noi. A zis că o săptămână mai târziu. Gata, cu o săptămână mai târziu. Și a fost pe 17 mai stabilit. Dar așa am un obicei ca legat de ceea ce spunea părintele Evghenie, că Dumnezeu are un rost cu fiecare și orice modificare, orice schimbare, dacă e vorba de ceva bun, e rânduită de Dumnezeu și are un scop. Și am căutat, am zis așa, să vedem de ce nu a trebuit să-l desfumăm pe părintele pe 10 și avea să fie pe 17 mai. Și ne-am dat seama în acele împrejurări, în acea perioadă, în jurul zilei datei de 17 mai, că iată, în noaptea de 14 spre 15 mai 1948 s-au făcut primele arestări. 10.000 de români au fost arestați, între care și părintele Iustin Pârvu. Ne gândeam că poate și părintele Evghenie, dar părintele Evghenie în 1949, însă în 48 a fost deja urmărit și anchetat. Eu sunt foarte bucuros și sufletul meu este încântat că am putut să-mi fac datoria față de acești eroi ai neamului, care n-au murit în pușcării, dar care au fost binecuvântați de Dumnezeu să trăiască până la 86 de ani, până la 90 de ani,
cu luciditate, care mie mi se pare că a fost tot o minune de la Dumnezeu, că i-a ținut lucid să vadă și căderea comunismului și ceea ce a venit după, și le-a dat ani din pușcărie, le-a dat ani de viață Dumnezeu ca să trăiască pe acest pământ. Asta e minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, și ca să vadă ce a urmat și pentru ce au luptat până la urmă. Iar ultimul cuvânt îl dau lui Radu Gir, care spune așa: puneți-mi lanțuri și cătușe, să sune scrâșnetul hain și mii de lacăte la ușe, eu cum am fost, așa rămân. Vă mulțumesc!